să intru oarecumva cu o zi înaintea lucrului larg în posesia ideilor, a lucrurilor extraordinare pe care profesorul Liviu Maior le-a transpus în cărțile invocate de dumneavoastră aici și chiar și în câteva cărți anterioare, unele publicate la Cluj, altele la București. Sunt onorat să vorbesc în fața dumneavoastră alături de alți doi distinși profesori care mi-au marcat nu numai studenția, ci și destinul istoriografic. Să vorbesc despre un al treilea profesor care, din motive obiective, n-a putut să ajungă din sănătate în Cluj și să fie acum alături de noi, dar prin cărți și prin spiritul domniei sale pe care ni l-am însușit cu siguranță toți cei trei care suntem aici și mulți alții din sală. El este viu și este printre noi. În primul rând, profesorul Maior s-a impus în ultimele decenii ca unul dintre cei mai profunzi analiști ai istoriei moderne a Transilvaniei, cu lucrări fundamentale care sunt pietre de botan în istoriografia românească și universală, pentru că unele dintre aceste lucrări au și fost traduse în limbi străine și sunt în marile biblioteci ale lumii. Începând cu prima carte datorată profesorului după 90, masivă, care raportează o problemă extrem de importantă, pentru că eu consider Revoluția de la 1948 ca moment fondator al orei astrale de la 1918, profesorul Maior a dedicat o lucrare, Revoluția de la 48, din perspectiva relațiilor români-maghiari. Pentru că acest conflict care s-a derulat la 1948 între români și maghiari datorită intoleranței unei elite politice maghiare față de dreptul la existență națională pe care românii l-au clamat, a stat, așa cum spune profesorul Liviu Maior în această carte, 1948, Români și Unguri în Revoluție, a stat la baza neîncrederii între români și maghiari ca principalele numeric, demografic, etnii ale Transilvaniei până la 1918. Apoi, în lucrarea despre loialismul românilor din Transilvania și Bucovina față de casa de Habsburg, publicată în 2006, am intrat într-o dezbatere istoriografică extrem de actuală în lume despre problema aceasta a loialismelor și a identităților multiple. Profesorul meu a reușit în acea carte să arate cum românii au știut să fie până în octombrie 1918 românii din Transilvania și Bucovina loiali case de Habsburg, dar în același timp să fie și promotorii și susținătorii afirmării românității și a demnității românești fie în Transilvania, fie în Bucovina. N-a fost, din acest punct de vedere, cum demonstrează profesorul Maior, nicio incompatibilitate între cele două loialități și identități. Ceea ce a și făcut posibilă, practic, în noiembrie 1918, afirmarea unică doar a loialității naționale și pregătirea Marii Uniri. Apoi, cărțile despre soldați și ofițeri români în armata austro-ungară, publicată mai întâi în limba română și apoi în limba engleză, aduce în fața noastră pe urmele unui alt mare istoric maghiar de origine evrească, István De, problema aceasta loialității corpului ofițerești a soldaților în armata mai întâi austriacă, armatele austriece și apoi după 1867 austro-ungare. Cărțile mai recente care le avem și aici în față despre românii din Transilvania, Bucovina, Banat și Basarabia, primul război mondial, a venit în 2016 ca o replică istoriografică subtilă a profesorului Maior la ceea ce deja din 2013-2014 apăruse în istoriografia românească, mai cu seamă în spațiul extracarpatic, că românii au intrat în război numai în 1916, când primele batalioane au trecut Carpații în 15 august 1916. Profesorul Maior recuperează prin această carte sutele de mii de români, vânățeni, bucovineni, ardeleni, basarabeni, care au plătit, cum am spus, într-o intervenție anterioară, au dat un tribut de sânge încă din august 1914 pe câmpurile de luptă din Europa. Apoi această carte recentă despre Alexandru Vaida Voievod ca și părinte fondator al României Mari vine în urma câtorva cărți anterioare pe care domnia sa le-a mai publicat și în limbi străine despre acest personaj fascinant
acest spirit european de plin, această, să spunem, figură politică și nu numai a Transilvaniei de până la unire și a României mari de după 1919, arătând conexiunile pe care Alexandru Vaida Voivod le-a avut în lumea politică europeană la cel mai înalt nivel și abilitatea, diplomația cu care a reușit, fie înainte de 18, să încerce să câștige pentru România un statut superior în statul dualist maghiar, fie după 1919, începând cu 1919, la Paris, recunoașterea internațională a Marii Unii. Este o carte care nu este prezentă aici, dar care este proaspătă, tipărită recent la editură din București Raul, la care mi-a publicat profesorul Maior, o colecție de eseuri, de studii, într-o manieră eseistică, foarte accesibilă pentru publicul larg, despre românii în primul război mondial și Marea Unire, într-o formulă accesibilă, și cred că asta este o încumulare a cărților de până acum dedicate războiului și mișcării naționale românești din Transilvania. Și chiar dacă mă face concurență domnule Delcu, este o concurență, zic, benefică pentru publică, și această carte care va ajunge probabil și pe piața cujană, va fi accesibilă cât mai multor intelectuali și celor care sunt tot din să-și sporească orizontul intelectual.